Gabriela, finalista sezonului 6, Mireasa, a făcut o rubrică cu întrebări și răspunsuri pe pagina ei de Instagram, lucru ce nu a mai fost făcut de mult timp. Și iată care au fost curiozitățile urmăritorilor. Cineva întreabă. Ce sfaturi ai pentru o persoană care își dorește un bebeluș? Să eviți pe cât posibil stresul și obiceiurile nesănătoase, să ai încredere mereu în instinctul tău, să iei în calcul faptul că ți se poate schimba viața în cel mai frumos mod posibil. Cum te descurci ca mamă singură, ai ajutor din partea familiei? Și Gabriela spune: "Nu sunt chiar singură, am parte de suficient ajutor încât să pot avea timp și pentru mine." Altcineva scrie, sper că ești bine sufletește, să străiască minunea. Iar ea răspunde, mai bine ca oricând, mulțumesc. Cum este viața de mămică? Minunată și obositoare. Cum a fost în perioada de sarcină? Gabriela spune, una dintre cele mai grele perioade, datorită mai multor factori externi. Cel mai mult mă stresa faptul că nu mai pot să fac sport așa cum îmi doream, nu mai puteam să alerg, corpul mi se schimba, stări de rău. Plâns și așa mai departe, dar din momentul în care ne-am întâlnit, s-a schimbat tot. O să ne arăți poze cu bebe, încă mă gândesc la asta, spune ea. Vei mai reveni să lucrezi în poliție după concediu, și Gabriela spune, bineînțeles, de-abia aștept. Legat de Valentin, cineva întreabă: Tatăl lui Tudor îl vizitează, te apreciez enorm pentru ceea ce faci, Gabi, ești o eroină. Gabriela răspunde da și cu ocazia asta răspund și celorlalte întrebări referitoare la subiectul ăsta. Îl vizitează și se implică. Mulțumesc! Ești fericită, iar Gabriela spune acum da. Tot legat de Valentin, cineva întreabă de ce te-ai despărțit de Valentin. Pentru că nu puteam funcționa împreună și așa am considerat că e cel mai bine pentru amândoi la acel moment.